Ciună sfruntată și chiar dacă a spus-o patronul Stelei, subliniez, o minciună sfruntată. Dacă cineva a avut chef să lanseze zvonul ăsta, este un idiot notoriu, pentru că se știe foarte clar că Unirea Urziceni nu ia bani de la nimeni pentru a juca nici măcar corect. Și de ce? Pentru că și înainte, când era permis acest gen de premiere a sportivilor pentru a juca, o premiere suplimentară pentru a juca, știu eu, corect, patronul Dumitru Bucșaru nu a acceptat niciodată gesturi din astea și nici acum cu atât mai puțin. Mulțumesc foarte